Am revenit la emisiunea Sănătatea Noastră. Continuăm discuția noastră despre un proiect despre oameni. Aș vrea să continuăm discuția și să vă întreb ce înseamnă acest proiect pentru dumneavoastră și ce înseamnă pentru pacientul cu vitiligo? Ce credeți? Pentru mine înseamnă foarte mult. Pentru mine înseamnă foarte mult pentru că știu și simt din acea perioadă de adolescență toate frustrările și toate neliniștile pe care le-am avut. Sunt convins 100% că și tinerii care au acum vitiligo gândesc la fel. Atunci n-am avut modele pe lângă mine care să-mi spună nu fi trist, o să fie bine. Bine, părinții și rudele, dar... Sigur, familia cu siguranță v-a susținut. Dar tot timpul te gândești că familia și, ok, medicul te susține sau îți spune că va fi bine, dar știi cum e? Parcă dacă cineva e implicat sau e suferind și îți dă, e un model pentru tine și îți arată că da, se poate carieră, viață, sănătate și cu vitiligo, sunt convins că o să-i pot ajuta. Și mai ales că o să vorbesc eu, care sunt purtător de vitiligo, nu neapărat în termeni medicali. Sunt convins că o să fie de ajutor, mai ales că am un medic lângă mine care le va putea răspunde pe plan medical la orice întrebare. Vom putea, poate, mă gândesc să înființăm și o asociație specifică pentru cei cu vitiligo. Mi se pare că... Și ce va însemna pentru pacienții care au această boală? Deci, ei știu, în proporție de 90%, că tratament momentan eficient nu prea este. Încă se caută și cauza, se studiază. Am înțeles că sunt niște asociații americane care au primit niște fonduri. Pentru cercetare. Da, au făcut cercetare pe șoareci și a funcționat. Doar Dar că de acolo și oameni? Până la oameni trec poate zeci de ani sau sperăm cât de repede să se găsească antidotul. Cred că cauza este destul de greu de găsit, ca apoi să găsim și tratamentul. Până atunci, vreau să fiu lângă ei, vreau să le arăt că merge totul înainte și, din potrivă, poți să transformi acest defect de frumusețe. Și indiferent de aspectul tău fizic, sigur, poți să fii un om de succes. Cu siguranță. Asta este... Acesta este problema și... că nu poți deveni un om. Da, când ești adolescent, ți se pare că lumea s-a terminat. Absolut, da. Am pete, abe, nu o să mă iubească niciun băiat. Nu o să mă angajeze nicio firmă. Nu. Toate vor funcționa. Care sunt principalele temeri ale pacienților cu vitiligo? Că nu se găsește tratamentul? Că nu va fi acceptat, nu știu, de partener, de... Cred că de societate? Mi se pare că temerile sunt mai puternice la persoanele de sex feminin. Băieții, cum v-am spus, căutăm, ne băgăm mâna în buzunar și poate ne lăsăm barbă. Dacă, acum e la modă să fii și 4 giorni cu barbă de 4 zile și dacă e barba, cum să spun, sur, ai o bărbie gri, da? O combinație de barbă albă, gri și neagră, e chiar la modă. Sau să ai pete albe, sau de multe ori vitiligo transformă și părul, se fac pete albe. Și atunci, adică părul se albește în pete, în anumite locuri. Dar asta e la modă. Alții își vopsesc care n-au nimic, ei își vopsesc părul alb jumate sau un sfert. Fetele cred că sunt mai afectate. Se gândesc probabil și la când vor naște, ca această boală să nu se transmită copiilor pe care și la bărbați nu există avea... această teamă sau nu a fost această teamă? Nu. Mai puțin? La bărbați cred că cel puțin la mine a fost să fiu acceptat în societate și apoi au fost câteva cazuri când au zis, bă, tu ce ai acolo? De ce e cu petele ale albe? Și i-am explicat că e o lipsă de vitamine, nu știu ce știam și eu la vârsta aia, în adolescență, dar după 5 minute s-a obișnuit și am fost acceptat așa cum eram, cu pete albe pe față sau pe mâini. Unii n-au întrebat, că au fost așa mai diplomați, dar cei care au întrebat, au aflat și nu a fost o barieră, doar în sinea mea era bariera. Dar nici nu v-au deranjat aceste întrebări? Până la urmă era pentru a explica. La început poate că au deranjat, da. Că
înseamnă că te simțeai altfel. Altfel. Te simțeai diferit față de restul copiilor sau adolescenților de vârsta ta. Acum, când mă duc la întâlnire de afaceri sau unde pun mâinile pe masă și în prima secundă toată lumea știe că am vitiligo, dar am încredere în mine, am încredere în tot ceea ce spun și niciodată nu am avut absolut nicio problemă din cauza asta. Dar atunci am avut. Dar eu mi le făceam. Nu ceilalți. Nu societatea, nu prietenii, nu locurile de muncă, nu eu. Tu însuți te rozi, te gândești, oare nu. Aici încercăm să lucrăm cu echipa pe care ne-am asumat acest eveniment, să lucrăm la partea asta, mai mult decât la partea de tratament, de medicină. Normal că o să încercăm să aflăm cât de repede noile vești în cercetare, în producția de medicamente, în laboratoare de cercetare și să le dăm informațiile, dar momentan... Ați mai vorbit cu pacienți cu vitiligo, cu siguranță. Au avut același sentiment pe care l-ați avut dumneavoastră? Au avut aceleași trăiri pe care le-ați avut? Da, da. Și când au reușit să le depășească? Tot așa când s-au maturizat la o anumită vârstă? Exact. Așa, la aproximativ 30 de ani, deja fiecare știa că nu mai poate schimba lucrurile și până la urmă a acceptat. Cred, e părerea mea personală, că în momentul în care se stabilește o familie, indiferent că pacientul cu vitiligo este femeie sau este bărbat, atunci se dispare o parte din temeri, pentru că ai reușit să îți faci o familie, simți că ești iubită sau ești iubit, ai o siguranță care apoi îți rămâne doar cealaltă, mai ales la mamă, oare copiii mei o să aibă? La asta m-am gândit și eu. Și eu am doi copii, fiica mea are 20, mulțumesc, fiica mea la fel. Fiica mea are 21 de ani și fiul meu are 15 ani, dar ei nu au moștenit. Dar și dacă ar fi moștenit vitiligo, cu siguranță că ar fi fost la fel de buni copii cum sunt și la fără. Fel de frumoși, da. Așa este. Câți pacienți sau câte persoane s-au confirmat prezența la această întâlnire, la acest proiect? În 26 ianuarie, da. Să mai repetăm o dată, unde va avea loc? La sediul fotoclubului nostru, la Pixel Photo Studio. Da, spuneți unde este sediul? Este pe strada Tomașerne, numărul 1, în fosta clădire a abatorului Târgu Mureșean. Deci chiar unde e hotelul Arena. Și acolo va fi întâlnirea, dimineața la ora 10, da. La care va participa și doamna dr. Monica Căpână. Da, exact. Deci va fi un fel de discuție la început, după care, aici este va fi o partea interesantă, după discuție. Am gândit totul de așa manieră încât această discuție să fie una foarte friendly și să poată toată lumea să pună întrebări de orice, pentru că vor fi acolo și pacienți de cu vitiligo, adulți, maturi, realizați în viață, vor fi și cei care încă sunt cu semne de întrebare, ce o să fie cu mine, ce o să se întâmple cu mine de acum încolo, va fi un medic care știe să le răspundă la orice și va fi o atmosferă încercăm să facem totul pozitiv. După ce discuțiile, 2-3 ore, cât o să se întindă, nu știu, nu avem un... Începutul l-am stabilit, finalul nu l-am stabilit, a discuției, o să încerc să-i conving să facem câteva fotografii. Vreau să facem fotografiile alb-negru, cu contrast puternic pe zona de vitiligo. În schimb, vreau ca acele fotografii să fie pline de pozitiv, să fie pline de atitudine, de viață și de mândrie, că da, sunt purtător de vitiligo și asta mă face deosebit. După discuțiile pe care să le aibă cu noi, cu siguranță vor simți că viața merge înainte și foarte frumos. Și acele imagini vreau să fie ordonate într-o expoziție. O să contactez și alte asociații din România. O să colaborăm, să ducem această expoziție în spitale de dermatologie, în asociații, poate și la Ministerul Sănătății, pe hol.
După care să plece acest proiect în toată lumea. Ne-au contactat deja mai multe asociații din India, din Statele Unite, care vor să mergem cu acest proiect să-l implementăm și la ei. Și acolo. Da. Foarte frumos. Foarte, foarte, foarte tare mă bucură acest feedback al societății și al celor care nu au vitiligo, care și, vor să se implice da, și ei. Și sunt alături de și sunt alături de acești, asta de e foarte, important, foarte important, că niciodată nu știm mâine ce problemă medicală avem. Da? Și atunci și, trebuie și, să ne gândim și Și la sperăm ceilalți. Să fie un exemplu, după cum vă spuneam, și pentru alți pacienți, alte categorii de pacienți. Alte categorii de pacienți care poate că se simt stigmatizați, marginalizați de societate pentru problema medicală pe care o au. Și cred că nu este un lucru firesc și normal ca societatea să nu accepte bolnavul sau boala de lângă el. Da. Ne oprim pentru ultima pauză de publicitate și revenim.